Cât Cronicuț a fost în vacanță, multe fenomene meteorologice s-au întâmplat. De exemplu, temperaturile au ajuns la 26 de ani, iar meteorologia este prezentată cu tot cu plimbăreți. De asemenea, norii care vor apărea în partea de est a țării, iar nisorile se vor înmulți începând din masivele sudice. De la Antena Star să aflăm că vântul a bătut cu 60-70 de kilometri pătrați. Iar pe litoral, vântul va bate cu putere, cu o viteză de 60-70 de kilometri pătrați. Trecem acum la ProTV, televiziunea cu pretenții, unde frigul siberian ne-a adus în dar 17 grade Celsius. De mâine, un val de ger siberian va coborî temperaturile chiar până la 17 grade. Patriarhul informării meteo din România, Busu a lipsit o zi de la matinalul protevist. Dedu nu avea cum să nu-și dea în petec. Cât de frig, n-ai cum să ning, n-ai cum să ning, că nu știe să vorbește. Apropo de Busu, el revine și face o dezvăluire de senzație. Ci că e bătrân și bolnav. Ai, nu zău. Ce râdeți, mă, de mine? Am o vârstă. Sunt un om bătrân și bolnav. Ce vreți? Sunt un om bătrân și bolnav. Ce vreți? Tot Busu se plânge că e frig în studio. Păi să-și ia un reșou ceva. Sau să-i sufle Dedu. Da. În lipsă te-am declarat responsabil și pentru frigul de aici. Păi poate vine cineva să repare sau ceva cu căldura asta, pentru poate că este cineva un calorifer. Facem aburi, dăm aburi din gură, în loc să spunem lucrurile. N-ați văzut că ni se și împleticește limba din când în când? E foarte frig în platou, reparați ceva, de reparat ce e de reparat. Dacă televiziunile au avut probleme cu încălzirea centrală, să vedeți cu ce probleme se confruntă locatarii blocurilor. Domnul din imagine nu are nici căldură, nici apă caldă, pentru că blocul lui s-a certat cu gigacaloria. Bă, dar aia e asta. Bună ziua, vă rog să ne spuneți cum este fără apă caldă și fără căldură în toiul iernii. Bună ziua, încerc scuze că v-am deranjat din momentul de față. Deci problemele care se întâmplă în blocul nostru, deci sunt de mai mult timp, care se află deci aproape de nu exagerez, din luna septembrie-octombrie, care au fost remedieri când la apă caldă, când la apă rece, mă înțelegeți? Plus, din momentul de față, acum 2 luni de zile, s-au făcut remedieri la conducta de apă caldă, apă rece, în primul rând la căldură, care din momentul de față s-a întâmplat a treia lucrare, care s-a făcut în aceeași structură a blocului și a locul alocat, deci a coloanei generală, deci că loc, cum să-mi exprim, ce scuze? Coloana generală, care nici la ora actuală nu s-au, deci nu s-a rezolvat absolut nimic. De comentat am mai comentat, dar nu avem ce. Personajul este de un umor involuntar absolut bestial. Cum vă descurcați? Deci noi din momentul de față ne descurcăm foarte greu, din momentul de față cu o pensie mică care o avem din momentul de față. Am lucrat la CFR-ul, care o anumită pensie după 30 de ani de muncă și 3 luni de muncă, care am o pensie de 830 de lei, plus soția care lucrează tot în CFR-ul. Dar care... nu, cumva te descurcați fără apă caldă fără și fără căldură? Fără apă caldă ne descurcăm foarte greu. Vă dați seama că ne trebuie și nouă ca locatari să avem și noi de a plătim, să avem o anumită necesitățe, condiții. De la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. Din ciclul Marea analfabeta ai micului ecran vă prezentăm acești scriitori din televiziuni. Începem cu B1 TV. La B1 TV, ne scuzați din nou, unde suveranul pontificică s-a întâlnit cu papa. Deci papa s-a întâlnit cu el însuși. Hai că e bine. Trecem acum la Digi24, unde avem de-a face cu un purtător de cuvânt al Direcției Finanțelor Pulice Timiș. Și încheiem cu Irealitatea TV, unde, după cum puteți vedea, avem jocuri de putere cu Bogdan. Rămânem la Irealitatea pentru un prezentator foarte prieten cu limba engleză. Actori precum Sylvester Stallone sau Kate Weasley. Dragă prezentatorule bărbos, avem o surpriză pentru tine. Kate Weasley este de fapt Kate Winslet. Baftă și cinste cu te-a angajat. Actori precum Sylvester Stallone sau Kate Weasley. Trecem acum la o televiziune cu pretenții, ProTV, unde Oana Andoni face o inversiune haioasă. Drum e lungul către casă, dar mai ales aglomerat. Drum e lungul către casă, iar dis de dimineață, colega Lavinia se bâlbâie frumos. Starul canadian de 21 de ani a revenit după un album nou,
Da, după 3 ani după de pauză. După 3 ani de pauză. Da. Tot la ProTV, Diana Enache are și ea o bâlbă haioasă. Armani a variat, a apariat pe Violet. Dragă Diana, nu am vrea să știm cum face Armani când variază. Dar dacă a apariat, e bine. Armani a variat, a apariat pe Violet. Și încheiem cu realitatea unde o reporteriță, în fuga ei după senzațional, pocește numele firmei Rodipet. Instituție care îi datora omului de afaceri această sumă în, după controversata afacere Rodite. În anul 2001, datoriile Rodite, ca să facă rost de bani, însă Rodite... Mulțumesc frumos, fiile Tudora, o completare... Firma Rodipet este important să fim corecți, extrem de conciși, compleți atunci când tratăm astfel de informații. O nouă specie de cocalar și-a făcut apariția pe internet. Șbecării care se laudă cu două lor statut de emigrați. Salut, mă numesc Cătălin, sunt plecat din țară de 14 ani, acum sunt stabilit în Germania. Aici am o afacere foarte bună, am o firmă de transport persoane. Avem un venit minim de 22.000 de euro, da? 22.000 de euro. Când îi vezi prima oară, ai spune că au reușit. Dar ce transportă Cătălin din Germania, oai? Chiar acum am un românaș care trebuie să-l duc în țară. În două zile trebuie să fiu cu el în România. O să-l arăt imediat. E Ica Costel, îl cheamă. Da? Ce să zic, Costeluș, tu ai fost unul din băieții care au venit în Germania ca să ia locul la nemți. Sunt plece pe 5-6 euro la oră. Da, uite că acum te duc eu acasă. Cătălin nu este singurul cocalar care se laudă cu ajutorul internetului. Avem și alți șmecheri care sunt ei șmecheri. Salut, bă, mârlanilor, bă, păduchilor, șantieriștilor care Fricoș, sunteți. Fricoșilor. Da. Voi care numai, bă, sau și nevestele voastre clinărese. Voi, bă, vă călcați în picioare acolo la metrou, da, stați câte 40. Uitați aici ce mașină am, cât locomotiva și două vagoane, mă. Toată lumea ne spune că noi suntem actori, că suntem ce bine jucați, ce așa. Noi nu suntem niște actori, noi pur și simplu ne comportăm cum ne comportăm zi de zi. Noi cam ăștia suntem, practic. La un moment dat, când ajungi să ai bani mulți, încep să te plictisești, nu mai ai idei ce să faci. N-ați vrea voi să vă plictisiți de tot și de plictiseală, să vă cumpărați un trancan și să vă accidentați? Atele puțin, ca să vadă, deci tehnologia până o să ajungă la ei acolo în țară, în România lor, da? Mai au, da, ați văzut, S, Rolls Royce, da? Deci, băi, cocălare, băi, SRS înseamnă Supplemental Restraint System și l-au cam toate mașinile din România. Atele puțin, ca să vadă, deci tehnologia până o să ajungă la ei acolo în țară, în România lor, da? Mai au. Da? Ați văzut? S, Rolls Royce. Da?